De când am așteptat? În sfârșit, Vlogmas! Ok, hei, bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. De fapt, la o nouă serie, adică Vlogmas, pentru că se apropie Crăciunul. Oh, căciula face totul. Better. Deci mai sunt foarte puține zile până la Crăciun. Mai sunt 24 de zile, 12 ore, 54 de minute și 30 de secunde până la Crăciun. Deci, începe Vlogmas-ul. Numărul 1, ziua 1. De fapt, acum este 30 noiembrie, doar că, ca să nu vă las fără Vlogmas, pe 1 decembrie am zis să filmez astăzi, pentru mâine. Gen, așa o să fie toate Vlogmas-urile filmate. Gen, filmez azi, mâine le editez și-l postez. Mâine filmez, pui mâine editez și postez și tot așa. De pe 1 până pe 25 decembrie sau posibil 26, pentru că aș vrea să includeți ziua de Crăciun, știți? Așa. Da, ce să facem astăzi? O să mergem să cumpărăm decorațiuni și cadouri pentru Crăciun, pentru că eu mereu fac asta cu prietena mea cea mai bună. Luăm cu o lună înainte, aproape. Și sunt răcită. Minunat. Nu? Știu. Și sunt foarte fericită că în sfârșit fac Vlogmas, pentru că mi-am dorit foarte mult să fac. Și am așteptat cu nerăbdare să postez zilnic, să editez zilnic și vreau să vă zic că o să fie foarte greu să fac asta, pentru că urmează teza la mate, la română am dat-o ieri, și o să urmeze și mai multe teste la mate, pentru că nu prea avem note ca să ne încheie media. Și o să trebuiască să și învăț, să și editez, să și postez, să și filmez. E foarte mult, dar ce nu fac eu pentru voi? Da, deci hai să nu mai ne mai lungim cu vorba, că eu vorbesc mult, mult, prea mult. Și să trecem la acțiune. Când mă întâlnesc cu Andreea, revin să vă arăt. Mergem la Jumbo cu autobelul. So, da, ne vedem acolo, cred. Thank you.
zis de perifeția noastră până aici? Superbă! Mă jur! Recităm! Bob intră în casă! Da, bă, da! Cior! Maria, cior! Unde? Bam! Înțelegeți cât de mari sunt... Mai trebuie să numesc cadoră, dar să numesc o casă întreagă, mi-o cu toată casa! Înțelegeți cât de mari sunt cadorile pe care le-am luat! Sunt giganorme, ce pot să zic? Bă. Jumătate cât mine, mă jur! Mai jumătate! Mateu! Da! Ok, deci am revenit. E ora 8:20 și în sfârșit am venit din minunatea mea călătorie în toate hipermarketurile din Bacău. În afară de acolo. Okay. Am fost la Jumbo și am luat și cadouri și decorațiuni. Deci, uitați ce gigantică e sacoșa. Nici nu încape în cadru. Ok, și acum o să vă arăt ce am luat și o să spun și cât am dat pe ele, pentru că în caz că vă interesează. Deci, stați că am și bonul. Am cheltuit prea mulți bani, deci nu mai vreau. Bun, deci, să începem să vă arăt lucrurile. O să încep cu ce am luat de la Jumbo, pentru că, da, în primul rând, acest tablou gigantic. Ok, așa. E foarte drăguț și e așa cu un peisaj de mare și e un cadou pentru mama mea pentru că îi place foarte, foarte mult marea și știu că voia să-și pună ceva tapet în bucătărie cu ceva plajă. Așa că am luat acest și nu am găsit. Așa că am luat acest tablou super mare care o să ține loc cu tapetului acelui. Pentru că uitați cât de mare e. Așa e foarte drăguț. Deci acesta e cadou pentru mama mea. Continuând. Un alt tablou, însă pentru mătușa mea. Follow your dream. E foarte drăguț. Mi se pare extrem de drăguț. Și da. Sper că îi place. O să-i placă. Ok, apoi am luat aceste apțipiele de Crăciun pe care o să le pun în bucătărie pe gresie, faianță sau ce-o fie aia. Da. Bun. Apoi am luat pentru verișoara mea acest papuței, pentru că mi se pare super mega drăguț și cred că o să-i placă foarte mult. E și foarte călduros și... Zic că o să-i placă, pentru că sunt așa de drăguți. Bun. Și ultimul lucru pe care l-am luat de la Jumbo. Cadou pentru Puffy, pentru că e și el o ființă și trebuie să sărbătorească Crăciun. I-a luat un băț. Care nu-i place că chițeie, dar sigur o să-i scoată chestia asta de-l face să chițeie. În fine, cred că se vede. Dar e foarte drăguț. Cred că o să-i placă. Bun, acum lucrurile pe care le-am luat de la Auchan, pentru că am fost și la Auchan. Acest set de la Dove pentru sora mea. Pentru că, deci, mi s-a părut super fain și știu că ei plac lucrurile de la Dove și, da, mi s-a părut perfect pentru ea. Apoi... Pentru cineva am luat acest set de la Adidas pentru bărbați. Așa. Apoi... Ah, doar asta am luat. Ok. Și apoi din Pepco. Ok, hai să începem cu chestiile de la Pepco. Am uitat să zic ceva de la Jumbo, am luat și aceste luminițe super drăguțe. Sunt cu lumină alb rece, le-am luat pentru haul. Și vreau să spun că am făcut foarte multe poze cu ele și o să pun câteva pe Instagram. Așa că trebuie să-mi dați follow pe Instagram, dacă nu mi-ați dat încă follow.
și gen follow pe contul care pun poze, adică mariaianca006, și să-mi dați follow și pe celălalt cont, pentru că acolo sunt lucruri despre YouTube și sunteți la curent cu tot dacă mă urmăriți acolo. Ok. Acum să începem cu Pepco. I-am luat ce și-a dorit foarte mult mama. O cămașă de noapte și cu tematica de Crăciun, pentru că Crăciun, vedeți, deci scrie Dear Santa, stai că nu văd, I can explain, deci e foarte drăguță și așa, sper să-i vină, ar trebui să-i vină, dacă e mare nu contează, e de noapte, așa, și pentru bradul de aici, din dormitor, am luat acest set de globe roșii. Am luat aparent 4 lei pe el și unul alb, tot 4 lei. Pentru că vreau să-mi fac bradul din dormitorul meu numai cu alb și roșu. Și am luat și o bete albă. Roșie sper că am, pentru că n-am găsit roșie. Sper că am. Oh my god, ce mai îndrăză cu rosa. Așa. Ok, pe asta am dat 3 lei. Da, nu mai contează. Stai să vă zic, la toate cât am dat ele. Cât am să vă spun. Asta a fost 20 de lei. Cam așa de noapte. Luminițile au fost tot 20 de lei. Apoi, asta mi se pare că a fost 18, da. Asta a fost 15. Tabloul acela mare a fost 30, iar ăsta mai mic 10. Bățul lui Puffy a fost 5 lei, 7 pildele, nu am nicio mai mică idee. Și papucei ăștia, 25. 25 lei pe papucei ăștia. Ok, dar sunt drăguți și doar o dată pe an e Crăciunul, deci trebuie să luăm cadouri. Pentru că îmi place foarte mult să dau cadouri. Așa, bun. Am terminat și cu Pepco-ul și acum de la Kaufland. Am fost și am luat pentru Secret Santa de Moș Nicolae. Secret Santa, în fine. Facem un îngeraj de Moș Nicolae la școală. Am luat asta. Ok. Și pentru tatăl meu și pentru unchiul meu am luat aceste două parfumuri care sunt la fel, dar miros foarte fain. Ok. Am mai luat câteva lucruri și cu mama, o să le vedeți atunci când îmi decorez casa, adică pe 5 noapte, deci în vlogmasul de pe 6 o să apară pentru că, da. Așa, și acum să vă zic, noi facem, deci cum v-am zis, Secret Santa de Moș Nicolae și Andreea, cea mai bună prietena mea, m-a picat pe mine și mi-a dat cadoul astăzi pentru că, tarararam, este un... în calendar advent, gen cu dulciuri și chestii și pentru că ca să pot să le încep de mâine, de la ziua 1, le-a dat astăzi și mâine o să deschid ziua 1 și tot așa în fiecare vlogmas o să deschid câte una pentru că e foarte drăguț, deci abia aștept să deschid. Sunt super, super. Deci, mi-am dorit-o extrem de mult și mă gândeam dacă să dau bani pe ea sau să nu dau. Și mi-a luat ea și sunt așa de fericită. Ok, deci cam atât a fost și cu acest mini haul. N-am ținut de aici în jurul meu. Da, și vedeți, sunt destul de puține lucruri. M-a costat o grămadă. Mam, să nu vii aici! Bine. Trebuie să le pun înapoi și să le ascund sub. Și să sper că nimeni nu se umble acolo, pentru că dacă umble acolo, o să fie nașpa. Da. Ok. Așa, și acum să vă zic ceva despre programul vlogmasurilor. O să apară în fiecare zi de pe 1, adică astăzi, până pe 25 sau 26, nu știu, pentru că aș vrea să fac până pe 26 ca să fie și ziua de Crăciun, dar nu știu, spuneți-mi voi în comentarii dacă vreți să fac până pe 26.
Așa, și o să apar în fiecare zi la ora 7 seara, o să încerc să respect ora, dacă nu se poate, o să întârzi puțin, dar o să apar, vă zic sigur că o să apar, pentru că, da, zilele astea, până la teza, la mate o să fie complicat să postez, dar, na, o să, ce nu fac eu pentru voi? Așa, bun, deci... Ok, și cam atât a fost cu primul vlogmas de pe acest canal. Abia aștept să văd părerile voastre. Știu că e puțin cam scurt. Următoarele o să încerc să le fac mai lungi. Cel puțin după teză o să fie mai bine. Sau după terminarea tuturor testelor. Da. Deci, da. Să-mi scrieți în comentarii părerea voastră și să... Îmi spuneți ce mai vreți să fac în vlogmesuri, pentru că în unele zile chiar nu știu ce să fac. Am încercat să mă organizez cât de mult posibil, dar pentru unele zile chiar nu am găsit activități, așa că vă rog să-mi scrieți voi în comentarii. Și, da, ne vedem mâine la aceeași oră! Pa, pa! Cred că am uitat să zic de subscribe. Da, puteți să dați și subscribe. Și like, și like, și like, și like, și like. Da, atât, nu? Da, bine, pa!